salut și eu din ziua 19. Începem un nou vlog. Sunt în drum spre casă, sunt în Wembley Park și mă îndrept spre stație. Da, nu știu sigur dacă o să pot să pun acest video pentru că este muzică pe fundal, dar o să încerc. În cazul în care nu se poate, o să știți. Dar da, o să fie o zi busy azi pentru că este deja târziu, este undeva la 11 fără ceva sau chiar 11 și ceva și eu trebuie să mă grăbesc, trebuie să gătesc, trebuie să fac curățenie, trebuie să fac multe chestii, mă așteaptă pisicile, trebuie să le cumpăr nisip, trebuie să le cumpăr mâncare, am multe chestii de făcut. Dar da, îi dăm înainte cu tupeu, ne luăm forță din vacanța pe care am avut-o, mini vacanță și da, trebuie să începem în forță, îmi revin în forță, da. Vă las pentru că nu prea am baterie la telefon și mai întreb până acasă. Mai am destul de mers, dar să sperăm că va fi ok. Este o zi frumoasă, este soare și ne luăm energia și de aici. Da, gata, v-am lăsat. Am ajuns și în sfârșit în Chesham. Este aproape 12 fără 20 de minute. Mă duc la Waitrose ca să le iau nisip la pisicuțe. O să fie greu de cărada asta e, că am bagajul mare în spate, am și trepiedul și geanta, dar sunt obișnuită cu chestiile astea, sincer. Și nu aș vrea să mă mai întorc înapoi, așa că ăsta e drumul meu. Momentan este o zi superbă, nu știu, zici că a venit primăvara deja, dar încă suntem la jumatea lunii ianuarie. Vom vedea cum va fi și mâine, sper să fie ok. Dar mie e ciudă că exact când am plecat, sper să nu țip prea tare, că de obicei cam țip, exact când am plecat de la mare, exact s-a îndreptat vremea în ziua asta. Și cum să nu fie ciudă când puteam să mai profit și eu de o zi. Dar asta este situația. O să mai am și alte dăți de venit, de acum se îndreaptă vremea și o să mai am ocazii să vin. Mai ales că acum am prietenii acolo, ne-au invitat să venim data viitoare și cu Daniel și să stăm la ei. Dar vom vedea. Bineînțeles că n-aș vrea să încurc pe nimeni și să deranjez. Vă dați seama că e mult mai ușor să stai undeva unde știi că n-ai treabă, nu ți-e teamă să deranjezi, să chestii astea. Dar mă bucur că ați fost cu mine pe parcursul vacanței și că v-a plăcut ceea ce am filmat, mai ales la plajă. Am primit câteva comentarii drăguțe și chiar vreau să vă mulțumesc pe calea asta persoanelor care ați venit noi și să vă spun faptul că la mine o să găsiți, nu știu cum să stau, la mine o să găsiți tot felul de videoclipuri din astea, încerc să le fac cât mai frumoase, cât mai atractive. Și dacă voi, cum să zic, vă conectați cu astfel de content, să știți că mă puteți urmări și nu veți regreta. Așa că vă spun și câteva lucruri despre mine în vlogurile care le voi pune în carduri, pe care le voi pune în carduri, să știți așa pe cine urmăriți în caz că vă interesează. Dar da, numele meu este Georgiana, după cum se vede. Fac vlogging de vreo 3-4 ani, cam așa, nu știu exact. Canalul meu e făcut de mai mult timp, dar nu am stat să postez, cum să zic, de foarte mult timp vloguri din viața mea. În ultimii 3 ani cam am filmat așa mai mult. Sunt pasionată de muzică, sunt pasionată de fotografie, de videografie. Studiez la momentul actual, sunt, da, studentă. Și lucrez part-time, da, gata, vă las, am intrat la Waitrose, mă duc să fac repede cumpărături și ne auzim mai târziu. Ce vă ți spun? Ce vă spun, mă? Ce vă spun? Unde? Ce mare s-a făcut? Vai, nu pot să cred ce mare s-a făcut! Wow. Hai că intru, gata, nu mai... Nu mai rezist.
Prea mult proprie, nu mai poți scăpa, să mai fi distrez, nu mai... Ah.